Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me the evening. She ripe like a peach and she snapped me the snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas laced up, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah. Crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up in Slitty, wherever we float. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, this shit a trip. Life is litty, shit a gift, bitch I'm him. I don't really lack nothing. Trip black fish, hit the splash button. Niggas landlocked, too bad for them. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the sword, trying to make it to the top floor. Or the penthouse, pin game, something mad, yes, bros. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it global. Sharp with the focus, she catching emotion. Treat that holistic, I give it a physics. Fuck your opinion, just did a show, only spit raw material. I'm independent, bitch, I'm in the building. Look what we built it, it feel like no ceiling. We taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, this shit a trip. Life is litty, shit a gift, bitch I'm him. Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, domnilor! Ce faceți, domnilor? Cum e la Weekend League, domnilor? V-ați jucat sau salutare, pa? Apply, ok, e bine, se mișcă fix ca pistolul cu apă, asta este, ce să zic, making spenia asta de aici, Perlamendiles cu gold și cred că Hunter-i dau la nenia asta, Simeon Bărnuțiu, da Hunter. A revenit Simeon Bărnuțiu. Ultima dată când l-am jucat, cred că avea 5 weak foot. Ia mă, ești Simioane, un hunter. La 5-1 la 7-6, meh! Te-o călărit un pic. Salutare, domnilor! Să dăm aici. Custom Tactics, că probabil le-o schimbat ăstea. Rolurile. Percy, Percy, Veliran, Percy, De Jong. Și fratele cristalizat, membru de 31 de luni, Nenea Cosmin, mersi fain de membru. Am cumpărat 2 milioane de coins cu codul tău, vrăjeală. Vrăjeală. Dar n-ar fi rău, dacă veți FIFA coins, domnilor. Trebuie să vă băgați la creație. Cum merge blestemăția, nu ne-am apucat încă. Avem încă speranță că o să meargă cât e cât ok. Pana mea, vom vedea. Sperăm că facem un 7-3 fără să crăpăm de nervi. Pușca și curaua lată. Vom vedea îndat. Salutări la Gherla. Nu că sunt la muncă și nu fac nervi la Weekend League. Discutabil. Practic și eu pot zic că sunt la muncă. Deci cumva merge. Mai bine la controller decât la lopat.
deviză în viață. Ok. Ce trebuie să mai fac oare? Mai trebuie să schimb ceva? Dar nu cred. Și vă anunț că începând de ieri, m-am apucat să joc pe două conturi. Voi vă dați seama ce idee genială am avut? M-am gândit, bă frate, mă enervez extrem de tare la Weekend League, jocul ultra legendar din nașpa, ce să fac? Mi-am mai făcut un cont. Mai ziceți ceva? Cosmine, ba cuțetul în tine! Vezi că nu ești full cristalizat, că la costițe intră. Salutare Florinelei! Deci vă dați seama ce m-am gândit eu? Stând aseară liniștit, pe la ora 2 noapte, să mai fac un cont de FIFA. De unde mi-a putut veni ideea asta genială, ești nebun la cap? Să mai fac un cont de FIFA. Ce să mai zic, frate? Nu mai zic nimic. Atât s-a putut, ăsta e creierul. Creier prost, mă faci de râs. Hai că vă arăt și contul. Și o să trească să găsim un nume, dar de data asta trebuie să găsim un nume care să aibă legătură cu banii. Aici am pus Hunger Games și îmi dă nimic. Poate, dacă punem alt nume, care să aibă legătură cu banii, poate și dă ceva. Ah, bun. Trebuie să mă deloghez parcă. Ba nu, ba, Twitch user, RTG. Doamne feri. Ai, ai. N-am făcut cine știe ce, m-am jucat mai niște squad battles. Ca să iau mâine premii. Și vedem ce o să primim aici. Că pot e pot. Cine știe? Două conturi de FIFA, două șanse mai mari. Controller spart, am spart deja controllerul la MOV, nici nu v-am zis. Am zis că o las așa, l-am spart. Controllerul MOV s-a dus, deci o lăsăm acolo, da? Controllerul MOV a plecat, asta este, mai avem controllerul ăsta. De Black Friday trebuie să vânesc și un controller. Ok, văd că mi-au schimbat setările, începe să vibreze controllerul. Ce râdeți, bă? As you start your football ultimate team, keep your account safe by knowing the rules of nu știu ce. Dar domnul, eu am început deja contul, lasă-ne cu astea. Cu vrăjelile astea. Na bună, ce trebuie să fac, unde sunt settings-urile? Nu aici. Asta e un pic nașpa când schimbă setările de fiecare dată când mă deloghez pe un comp alt. Nu e chiar cea mai inteligentă chestie, dar până la urmă este eSports. Ce așteptări să ai de la băieții ăștia? El 2 oare cu ăsta era? Era în modifier, dar ăsta-i. Ăsta i-a rămas. Game settings. Controller. Unde e oare controllerul? De aici o fi. Astea par cu rămas. Am 5 la ăla. Bă! Astea spuse pe off și totuși controllerul vibrează, ești nebun. Ce dracu e asta, mă? O fi oare să reglez de undeva din contul nou făcut? Nu cred. Sau sunt într-o lume mai bună. Nu vreau să zic nimic. Încă se vede urma la pat, ești nebun. Oare am cum să vă arăt? Deci am dat cu el. Am recuperat jumătate din controller. În fine, ăsta e contul. Echipa e de ciorsari. Și vedem, poate prinde ceva la început. De ce am făcut contul acesta? Mai mult cu ideea că poate prinde un cont cu un pattern mai bun decât la contul actual. Că, na, contul actual e mort. Și oricum voiam să-mi fac un cont nou anul viitor. Dar am zis că dacă tot e chestia asta cu founder, așa măcar am și founder-ul pe contul ăsta. Și vedem, poate, poate. Ăsta e clubul, echipă puternică de început. Jocul striker pe left back. Nu o dai, frate.
Și vedem, poate reușim să facem și aici ceva. Dacă îmi dă ceva, măcar mai avem niște extra pachete și alte vrăjuri, mă, bun. Vanghele, Gold Game, bă, ce downloadează ăsta aici? Ia, vezi, să apucă să-mi downloadeze ăstea, bă, ești nebun? Pe contul ăsta, la altul, ok. Am înțeles. Deci, dacă am conturi extra de PlayStation, le downloadează cap coadă, bun, bun. Deci, mai probabil asta e să nu mă bag prin ceva setări ciudate. Poți de aici schimb și alea cu controllerul, cu vibration și vrăjeli. În funcție de fiecare cont. Mă, bun. Întrebarea este unde or fi asta. Accessories. Controller. A, de aici mă uit. Off. Ați plecat. Trigger effects, nu știu ce. Off. Lumini. Dim. Bluetooth, nu știu ce. Standard, bla bla bla. Controller speaker, off. Controller, bla bla bla, game preset. Cred că atât. Pare ok. Media remote nu mă interesează. General nu știu ce-s astea. Press and hold delay. Se dă press and hold delay for the bla bla bla. Ei, nu știu ce. Deci că dracu s-a stiamă, că nu le-am mai spunat. Shortcut vrăjală. Cred că mai am ceva de schimbat, bun. Mă loghez înapoi pe cealaltă cont. E fain că nu trebuie să mai plătesc FIFA-ul. Și am putut să-mi fac un cont nou. Dacă mi-am făcut cont nou din ăsta de PlayStation. Măcar atât. Plus că îmi dă chestia asta cu Oakland. Probabil că ați văzut și voi. Deci dacă joci până în 1 noiembrie, îți dă un Haaland din ăsta de 8-7. Card arată interesant și o să-l bag acolo pe contul nou. Mă, bine, îl joc. Bine, ia Oaklandiniu. Salutare Armando. Maradona. Dar ce ai, mă, păr prost? Aia, culă, băi, păr prost astea. Ce se scoală păr? No, bun. Hai să ne mișcăm la Weekend League, să vedem cum se mișcă jocul. Și mai downloadez cu metri. Welcome to vrăjală. Să sperăm că scoatem 7-le cu 3-ul fără să crăpă. Like cu boy. Champions League. Primul meci cu Bărnuți, un echip. 20 de castanie. Dă-i să meargă, verișor. Hai, mă, nene, mă. Începem în forță cu o donație corectă. 24 de MS-uri, cică. Hai că, da, când vreodată. Aia pentru FIFA de pe mobile, cred, nu știu. Aici zice că dacă mă loghez pe ăsta. Deci, nu cred. Dar în veia. Romeo Team. A fi sau a nu fi romin? Aceasta este întrebarea. Ma. Hai, e ok. Dar n-are echipă bună, domnilor, dacă e ceva. Ia, Bărnuțiu. Dă-i Bărnuțiule. Bine, Bărnuțiule. Mamă, dar cât e greu să mișcă jucătorii. What? Bă, voi ați văzut că eu am dat pasul ăla și o trecut pasa prin el? Quality game. Ala-i toti. Frumos început.
Mai vine și piesa asta. Hai, David. Bă, da, slab Icardul ăsta. Extraordinar. O să joc Weekend League, mă alcândă ceva la... la pack opening-urile viitoare, că o să fie o grămadă de pachete de la season. Altfel nici nu-mi bag cap. Romine, nu vrei să te duci și tu în altă direcție? Romine, nebunesc. Mă, pe linia de corner ai stat. Hai, Bărnuțiu. Am dat cât e greu să mișc. Putregai, David, ăsta. Forțis la cardul. Nu a meritat deloc banii. Offside? Hai, Veric. Cum te-ai întors, îmi bat picior, deci... Nu credeam, dar e și mai rău ca, nu, ca anul trecut, auzi, ca și săptămâna trecută. Se mișcă mai rău. Au reușit băieții de la eSports să bagem cu un update. E mare angajament. eSports, sunt în game. Ei nu m-am de jucat. Ăla-i tot. Va veri cu crac. Bă, deci David ăla e boschet, mă, e boschetar total, ești nebun. Poate realul, probabil. Total e Sebastian. Ar trebui că totul joacă cu ciorsari. Ca și cum joacă cu ceva mare echipă. Bravo, Totti. Totti Van Persie. O înțepat-o cumva. Bravo, tot. Tot așa cu pase. Primul care trebuie să plece de la echipa asta e clar, David. Mai rar așa gunoi de card. Aproape.
Bun. Ai, dă capul meu. Transpir la Weekend League ca un câine. Bunesc. Hai, Veric. Manu Cone, era și ăsta până acum? Veric. Salutare, Kid. E ok. Am dat numai cu o leacă. Du-te, Bărnuțiu. Ma. Rafael Leo, o mare tacklingar, ești nebun. Mai bagă vă două, trei scheme. Și-a făcut tot meciul ca un romin adevărat. O sta pe linia de corner. Nu știu dacă mă aud, dar încearcă să mai faci și tu altceva, Vericule, în jocul ăsta. Și dacă dai un șut la vrăjeală de la distanță, măcar arată mai diferit. Ai tocit banda aia, ești nebun. Aoleu, Gigelei, lasă-i picioarele, Gigelei, că mai are nevoie de ele, Gigelei. Romeo, fantastic. Mai punea Jefinio, că l-am făcut și pe ăla, dar nu vreau ce să fac acum cu el. Kim Minjosu, cam atât. Deși asta e să-l băgăm și pe Cochelin. Cocolino vieții. Da, e extraordinar gameplay, n-am ce să zic. O mai adăuga niște delay băieții de la eSports. Ce a făcut, mă nene, mă? Ce vrei să le iei pe astea lui Persicaru, mă nene, mă? N-are sens, mă nene, mă, să te bagi la creații cu Persicaru, că ăsta-i bestie. Salut, Andrei. Uitați, domnilor, dacă vreți să vă cumpărați ceva jocul weekendul ăsta, intrați pe G2A, dacă găsiți ceva la un preț corect. Perfect, kick-off glitch-ul clasic. Bravo, joci bine, Gigele. Îi face și celebrare. Roagă-ți să nu egalezi, Gigele, că te duci în următorul meci. Faci tu celebrări. Ultima chors. Mai român. Ana, ce te aștepți de la? Nu putea să fie altceva decât un gunoi. Cum o să faci să nu vezi celebrările, trebuie să te bagi în setări, dar nu mai știu exact la ce și să pui acolo
Pe o setare, dar nu mai știu exact unde e. Dacă apuc pe final din mes să pun o pauză, ți arăt. Hai Jeff, asta e David ăsta. Era bine dacă îl înțepam aici. Deci intri la settings, game settings, ar trebui să fie ori aici, ori la camera. Dar chiar nu mai știu care era. Visuals, uite asta, Celebration Camera Focus și spui User Controlled Team. Și cred că e numai in-game, nu cred că era și la setările normale dacă intri. Dar oricum intri într-un match de squad battle și bagi acolo User Controlled Team și salutare, pa. Nu mai vezi celebrări de la borăz din ăștia. Hai, Rudy. O sări bine, da. Cred că am încărcat un pic cam mult. Hai, Veric. Bun. El face celebrare, frate. Dau două goluri, dau skip. El face celebrare. El e Romin. Cum altfel. Cred să mă apuc de FIFA 24 dacă n-am jucat niciodată FIFA. Dacă n-ai jucat niciodată FIFA, sfatul general, nu te apuca. Dacă vrei neapărat să-i joci un joc de fotbal, într-adevăr ăsta e singura opțiune cât de cât bună. Atunci, sincer, până înveți jocul, cred că o să fie ok, adică nu-ți faci tare mare nerv, că nu știi să te joci. Odată ce începi să te joci cât de cât ok, o să te ia cu capul direct, ești nimun. Deci cel mai bine e să nu te apuci. Dar dacă tu vrei neapărat să te apuci, bagă-te la squad battles și dă-i acolo cu, nu știu, amator sau vezi, să-ți vezi nivelul practic. Și încerci amatori, semi-pro, semi-learning din alea. Roni, vezi exact cam unde te casezi, dar dacă am eu 20 de meseuri, mă arunc, ești nebun. De unde, bă, băiatule, 20 de meseuri și se mișcă, zici că-s la polo pe gheață? Șerpaize, iau-s, e șerpar ăsta. Ma! Dar ce-ați mâncat, bă, băieți? Cu Luci Boss, cu toți băieții grei, ăla al cu Dembelei. Carduri de milioane. Cine știe, poate pe contul nou făcut o să-mi dea și mie mai bine. Pasa Ferlande. Văd femei care se bagă în... Uita mai tanchetele mele, le aruncă în aer. Îmi da așa un pic în creier. Mai e și Maestro Kimpembe care are 1,90 milioane de metri. Și vine cu mă transmit din America. Cu băgat doi burger și le aruncă în aer. Ok. Fiind legit.
Ai, ce urât am dat acolo. Opa. O să joc două weekend league-uri dacă îmi dă ceva pe contul ăla. Oricum, dacă mă joc pe contul ăla, dacă mă joc la minimul de win-uri posibile. Gen 9 maxim. Și rămân în divizia 7 sau ceva pe acolo. Adică n-aș trage să fac cine știe ce. Îți stricat de cap, dar nici chiar în halul ăla. Slăbus șutul ăsta, deși mă așteptam să o bombezi un pic acolo. Hai Rudy, faza ta Rudy. Rudinio! Perfect. Mi l-a schimbat. O zis, vrei să dai cu Rudy? Da. Altă dată, frate. Schimba jucătorul. Automat. Domnul joc. Mai întâmplă ce să faci. Îți la începuși ăștia cu EFC 24. Primul an al lor. Și ai cu jocurile noi. Probleme, buguri, un alt. Bravo, Simone. Mamă, și unde? Pe când a schimb la asta, n-am văzut, sau? Asta chiar am văzut echipa, de fapt. Domni, cum aleargă fomeile, domnilor. Câtă viteză au fomeile. Usain Bolt. Bosme. Acolo voiam să-i dau pasă la David. Să vină Sisoko în viteză. Să repasez la el. Teoretic. Era blan. Practic... Oprit din alergat, nici nu a ajuns mingea la Beric. Hai Bărnuț. Dă-i David, dă-i! Aia vreau. O făcut preluare, o mai făcut vreo 6 pași, până și-o încărca șutul direct, să-l dea din poplaca. Ce-a făcut mă nene, mă? O dat David Golici, nebun. Și batează la clasicul, bineînțeles, că domnul Real Madrid, regele Europei, planetii și alte alea. Salutare, băi, Cristi, băi, ce faci, băi, Cristi? Nu știu dacă e bun David. Aș zice că nu-i bun, dar în același timp mai există și factorul ăsta, conexiune, că, sincer să fiu, se mișcă extraordinar de legendar de land. Deci nu știu dacă o fi problema la David, o fi problema la stilul meu de joc, o fi problema la conexiunea asta care-i Doamne ferii. Ce fac ăștia? Așa per total, nu-mi place cardul lui David. Cel puțin nu pe striker, mi se pare că mai e bun în bandă. Da, mă, da. Isocuaili. Execuție în direct. Salutare, Paul. Salutare, anonim. Merge gunoi FC după ăsta. Nici nu, v-am zis, eu nu pot să-mi dau seama de update-uri dacă-s bune sau nu când se mișcă în halul ăsta. E foarte, 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 foarte întârziat gameplay-ul. Delay-ul-i veselie total, ești nebun. A, am văzut Cristian. E greu pe internet acum. S-au terminat cu schemele și învârtielile. Ea, trebuie să fim full cenzură, full ale. Altfel, ne saltă băieți. Ce să fac? Avem ce să facem. Asta e viața. Eu de când ți-am zis, băi, Cristian, băi. E atunci când s-a apucat cu
povești de școală. Ia, am nevoie de moderatori. Adevărat, ca tine, băi, Cristian. Să fii aici paznici. Când vin animalele proaste, dea cu topor. Ăla-i tot. E clar meciul. După două victorii, cât e să mai ai? Încercați să observați cât de lejer s-a întors ăla acolo în care... În condițiile în care, uitați-vă cum mă întorc, eu zic că am șalupă. Simeon Bărnuț are 99 la agility și balance. Unele meciuri ești condamnat. Mă mir că nu a rămas tot la el. Bun. Sigur. Deci aici practic au fost două faze la care ar fi trebuit să recuperez. Primul, tackling-ul, a zis că o sărit înapoi la el. Al doilea tackling, o sărit în out, adică tot posesie pentru el. Dacă o să câștig cumva meciul ăsta, o să fie bulan pur. E un pic cam clar în ce direcție merge meciul. Din nou, dăm tackling, are n-out, posesie pentru el. Sigur. Hai, bărnuțule, că ai 99 agility balance și alea. Întoarce pe fraieri. Nici nu vreau să exagerez, dar nu se simte diferența între bărnuțiu și șalupa de Van Persie la întoarceri, de exemplu. Uitați cum se întoarce Vericu. Să nebunească porchinio. N-ai conexiune, câștigi, n-ai conexiune, bagi în următorul meci. Dar e tot în blocaje. Uite, măcar o sări la mine. Păcat că o șuta Vericu, zici, care și-a lupt în picioare. Au Cipri, e fain. Hai, Simioane! Prima fază a lui Simion și marchează Simion primul gol pentru club, nu pot să cred. Bărnuțiu. În meciul 3 reușește să bagi și el o castană. Bine, Bărnuțiule. Nu ești tu vreun fraier. Legendă la club, până la urmă. E greu cu Valcheru, că e o tanchetă, da, e. Ați văzut ce curat îi fac jucătorii lui tackling? Asta din noi, din conexiune, practic. La mine când dau tackling-ul, sare înapoi la el. La el când a dat tackling-ul, a rămas la picior la... Cred că Walker era acolo. Ați văzut cât de lejer a fost? Două pase la vrăjală, bam, bam, bam. Zero intercepții din partea jucătorilor mei. AI defending-ul nicăieri. M-a umflat. Asta e diferența, practic, de conexiune. Când o ai, bagi pe foc, când o ai, încasezi.
din nou, mingea rămâne perfect. Exact cum ar trebui, că asta ar trebui să se întâmple mereu. Când dai tackling-ul bun, să-ți rămână mingea. Dar mai ar fi normalitatea, numai normalitatea pare merge numai într-o direcție. Uite, cât de curat, cât de curat e tackling-ul, frate. Mamă, cum era să mă agațe bagaboanta. Hai, Simioane. Banane. Păcat că încurajează ei sportul genul ăsta de gameplay. Să te aperi cu Striker, unde înainte erau CDM-urile, dacă vă amintiți FIFA-urile vechi. Striker nu prea îl vedeai în direcția asta. Era acolo, hai să nu zic chiar în jumătate advers. Dar pe la mijlocul terenului, aștepta și el un sprint, o vrăjală. Acu, ce să vezi? Portarul se ține din mână cu Striker. Ana, aia e? De Jong e ok, nu-i cine știe ce mare sculă. Îți pare mai bun Belly Run. Sigur. Sigur. Opa, din părți. Bun. Ieșim din jumătate, nu știm exact cam când. Păi da. Sigur. Recuperezi, băiat? Da. Ai recuperat, era țapă. Și asta e din nou, vezi? Chestia de conexiune. Eu zic că m-am băgat aproape perfect cu domnul Kimpembe. Dar nu a rămas mingea la mine, a rămas tot la el și a dat un gol din ăsta penibil. Pana mea, dacă ăsta e jocul... Dacă asta ține de skill, să mă bag cu Kimpembe în adversar, să dau tackling, adică nu m-am băgat și atât, dau și tackling, se întâmplă nimic. Bine, se întâmplă că iau gol, adică nu. Aia e, frate. Măcar kick-off-ul. Măcar atât. Good quality game, ce să zic. Un gameplay de mare angajament. Măcar bine că merg, uită, genul ăsta de kick-off-uri. Asta nu a reușit să repare băieții la aici morți. Zice, ai luat curbă cu metri când am dat mare sprint din ăla, nu știu cum îi zice, din analog. A luat vărmi curbă. Aici aceeași poveste. Hai, Simioane. Perfect. Get just hit that mirror for that fit check.
drip coming down and waist up back, don't get wet. Daddy, you gotta chill, that's what my kids say. Daddy been paying bills, my pockets bending. Ben Franklin, I get money then get low, see what you thinking. Orange label in my hand, guess what I'm drinking. Ever since I dropped top speed, my lines been janking. Hai toti! Doamne, cum stă prostul să uită la minge. E Bacia, frate. Ați auzit de Bacia? Nu știți fotbal, domnilor? Mare legendă. Unde o sărit? Clasica fază. Mai dăm o șansă la băiat. Unde o sărit? Deci astea-s random, bănuiesc. Morți în gas. Da, sigur. Ce să zic, frate? Respect. Good quality game maxim. N-am ce să zic. Dăm forfecări, avioane. Păi da. Când ai două meseuri, o dai direct cu Sula, ești nimun. Eu nu știu după ce mai fac schimbări, oricum n-am cum să dau comeback-ul ăsta. M-am zis la început că așa o să fie. Mi-am dat seama că n-am văzut cum se mișcă, cancelez minime de 0. Dar asta este, mergem mai departe. Orice jucător e excepțional dacă aveți conexiune. Deci gândiți-vă la asta prima dată și după aia. Că în rest pot să zic că toți jucătorii se simt la fel. Când ai conexiune pardaf, nici nu prea contează cu ce te joci. Plus că, deci, chestiile astea, din nou, țin de conexiune, frate. Când se bagă și la mine jucătorii, să facă chestii automat, adică să nu-i duc eu în fața mingii sau din asta. Că vreau și eu, mă, nene, mă. Că sar în fața mingii, să-i văd pe acolo, că își rup căpățânile altii alea. Uite, pasă simplă și-o dă la Morgan. Bun. Era și complicat tare să dea drept. Da, Buveric. La el merg pasele, frate. Frumos, lejerianu, stau mei pe spate, erau pe spate fundași, erau pe spate băieții, n-aveau un stres. La mine pasa de 2 metri nu merge, dar era de 30. Oho. Să nu mai zic că se mișcă David ăsta, e direct mort. Poftim. Când vreodată poți să faci din asta conexiunea de România? Mă întorc să vedem, mai înțelegeam unde eu. Words. Cam târziu, băi, Cristiane, că am postat deja de mult. Să se dea fală sau alea. Fain, fain a fost meciul ăsta. Cel mai fain a fost că am intrat în meci și am știut de la început că sunt condamnat. Când am văzut cum se întoarce Vericu.
măcar și o treabă. Intri meci, știi că l-ai pierdut. Nu mai stai să-ți pui tare multe întrebări. Locul ăsta, mă. Să-și găsească ăsta meci. Uitați-i like-uri, domnilor, poate face și noi 100 tic. Ne mișcăm cât mai rapid cu gunoile astea de meciuri. Deci mai sunt încă 7 de jucat. Domnul Haaland gratis, am văzut. Eu așa cred. Zicea cineva că ar fi pe FIFA Mobile, de fapt. Acum vei ia. Oricum, în 3 zile sau ceva în genul. Dacă ne dă, ne dă. Bine, oricum, în cazul meu o să fie deja aici. Dar pot să-l bag pe contul secundar. Pierluigi Colina, ia auzi. Uite și echipe, bă, dar ce dracu, bă, frate. Unii naiba, bă, le pică la ăștia în halul ăsta. Am mai băgat și o grămadă de bani în joc și îmi dă tot nimic. Mai e un pic și fină ăștia full icon în moment. Mă joc cu carduri gold. Uite, meciul ăsta mi se pare că se mișcă mult mai rapid decât meciul trecut. Ăla-i tot. Măcar nu s-a dus pe linia de corner. Hai, bărnuțiule! Aolo, o muta portarul. Ok, nu știu cum o centrat acolo, că totuși am sărit cu Impembeu. De fapt, domnul pe mine că am încercat o pasă atât de complicată de 2 metri și jumătate. Bine, mă, nu mă așteptam sincer să dea Sisoko de acolo. Hai, cum e ce băi, Jeff? Ce dracu de pasul a fost, stai bă nene bă. Am încărcat un pic. M-am îndușmănit odată, ești nebun. Bun, am scăpat. Aia nu fac nimic la Evolution. Îți deja bă evoluțiile alea. Mai băga și să fie 150.000. Meee. Aveau sens evoluțiile alea cu 150.000 dacă băgam cardul, jucam 3 meciuri și salut. Bagi evoluția 150.000, dar te-ai gândit să o bagi. What the fuck, ai, man. Te-ai gândit să mai bagi și 40 de meciuri sau 30 cât ies. Dar o să bagi și acolo 10.000 de meciuri dacă tot. Când începea IFC 45, terminai și evoluția. Altă viață. No, dă-le în spanac. Cum să nu intre asta, mă, că am dat direct shoot-ul Pokémon. Asta e gol.
data viitoare. Păi, o fi Llorente top, dar până-i face evoluția, îți dă, nu știu, habar n-am ce card ar fi similar cu ăla. N-am știu că nimă. Dacă îți dă evoluția lejer, fără atâtea meciuri, poate avea sens că totuși e plus 3 la Llorente. Dar când îți bagă 30 de meciuri sau 40, mi se pare extraordinar de exagerat. Hai bărnuțule. Opa. Vezi? Coincidența face că de data asta a rămas mingea la mine, nu? V-am zis, se mișcă mult mai bine ca și meciul trecut. E loterie direct de conexiune. Poate am prins unul care are conexiune mai proastă ca mine și l-am luat în floc. Să vedem. Macho. Mamă, dar scoate Ciubăin și nu vine să cred. Eu Gaspar nu știu dacă ar intra în echipă și pe lângă asta mai dau încă 100.000. Așa, poate bagă și ăștia iar duminică ceva, deci nu cred că o să bage. Un Hero sau un Icon SBC ar fi perfect. Chiar ceva ce ar putea să bage ei Sports, dacă n-ar fi extraordinar de creier, ca să nu zic altceva. Dă-i veric. Uuuu, cum era dacă intra gol, ești nebun. Deci dacă ar fi ăștia creiere, la final de fiecare promoție ar băga un pachet, un jucător garantat din promoția aia. Dacă nu-i cumva evident Team of the Year și din astea grele, că nu, acolo înțeleg. Dar dacă ar băga, uite cum a fost Trailblazers, a fost o grămadă de jucători slabi. Bagă un pachet, nu știu, 50.000, 100.000, 150.000, cât o costa. Un jucător garantat din promoția aia, la final de promoție. Toată lumea deschide, cine are norocare, cine nu are, aia. Bași lemn din pana aia, numai lemn. Oricum manevrează ei șansele, adică nu e ca și cum toată lumea o să prindă 7 Trailblazer în Babi Marinar. Majoritatea am primit lemn, dar măcar ai acolo pachetul, distractiv, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Pachetul meu garantat cu Trailblazers, lemn de foc, vrăjel. O leacă de content, o șansă acolo măcar să vezi un jucător, că uite, de exemplu, l-am prins niciun Trailblazers. Măcar așa prindeam un lemn. Vedeam și eu 50.000, 60.000, 100.000 cât era pachetul. Mai vedea și tu un card, o vrăjal. Dar cu eSports nu dai mă, că ăștia-s dobitoci. Ai știu că am riscat-o, Vericu. Era o șansă. Dacă bagă swap, o să fie nașpa. Mie nu mi-a plăcut deloc ideea cu swap-urile. Și mai ales, uitați-vă și voi cum e gameplay-ul anul ăsta, cât e tryhard. E, gândiți-vă cum o să fie la swap. Aia mai lipsește acum, să bage swap-uri și să joci genul ăsta de gameplay ultra mega greoi și tryhard. Păi te agăți direct de candelabru, ești nebun. Eu nu vreau să bage swap. Sau Critix. Imaginați-vă cum o să fie. Eu, de exemplu, mă joc în divizia a 2 la Rivals. Cred că am câștigat din 20
5 de meciuri, 5. O e razna, frate, îți dau aia niște goluri, bam, bam. La 2-0 deja am ieșit, salut, pa. Mai ales că te joci versus unii care sunt chiar, chiar legume, ești nebun. Să încerc să-mi găsesc cuvintele mai nejignitoare. Nu ne bage și pe noi în ședință. Dar ar fi bun erou anul ăsta, da, ar fi grozave. Dacă bagă swap-urile și stau și mă uit, nu știu, să pui jucătorii să joace singuri. Echipe versus echipă, așa, da, ar fi fain. Să mă și joc. Da. Da, dacă le bagă la squad battles, da, atunci ar fi. Dar nu ți-mi minte să fi fost la squad battles. Anul trecut nici nu a fost swaps, au fost anul trecut swaps. Nu mai știu. Oricum dacă le bagă, le bagă direct la cu champion și rivals ca să-ți cușie creierul. Sau bagă o secțiune din aia separată, cum e cu alea, cu cupe de nu știu ce. Așa la squad battle s-ar fi pistolul cu apă, ești nimă. Anul ăsta m-aș juca squad battle. Da, bărnuțiu cu capul de acolo? Dacă nu-ți bag cu Rudy, ok, nu bag. Da, mă, veri cu Sisoko, mă. Ăsta e un card pe care să zicem că îl semi-recomand. Mai cu riscul să nu se califice sau de alea. Să scadă prețul extrem. Hai, bă, lasă vrăjeala. Dar cum are limba de tai, se mișcă destul de ok. Nu extraordinar. Dar ok. Mai ales în bandă. E, boazme. Asta nu mai e faul, nu? Me. Am schepat. Trească domnul Dembele. Picioarele lui strâmbe. Am dat pas în spate, dar e ok și acolo. Că în față, că în spate e mare diferență. Ați vânt-o, verighea, l-ai pe ăsta, bă, cât o stat. Păi animal pur ăsta. Nu știu că a fost modul la first goal wins, la friendly, la tokens. Nu știu ce să zic. Eu nu vreau swap. Aia știu clar. Sau dacă e swap, da, să fie neapărat cu squad battles inclus. Prefer să mă joc 30 de meciuri la squad battles decât 3 la rivals. Mamă, Carceaui. A drec, mă, dar cât o avea pe ei, că în stare aproape 99, Isoco. Mă aleargă Carceaui. Garceaui. Merge asta, rachet. Ia vezi. Ce aleargă cu mătrașa. Diani. Nu vreau nici să exagerez, dar pe 95% din domnișoarele astea le alerg și eu, ești nebun, le dau fum. N-am mai alergat de 3 vieți. Mă, în FIFA, na. Hai, Simone. Dacă dăia un pic mai rapid pasa, cred că îl prindeam pe scârțar. Bărnuțiu. Oară să înțepenească! Hai că-mi ia Diani.
Noua Mbappe. Opa. Ce convenabil o sărim direct la adversarul. N-ar fi ținut acolo de o treabă cu mie. Or, doamnă. Cu greu am dat-o la o parte. Un enea Rudy. Până nu de mult Rudiger o dăia aproape parte în parte cu Sergio Ramos. Ăla l-a luat de față, un alt. Aici l-aruncă fumeile în aer, ești nebun. Hai, Vericu. 9000 pace. Bun, Vericu. Bărnuțiu! Mamă, Bărnuțiule, ce preluări ai, Bărnuțiule. Zici că ai picioarele alea băgate undeva. Bun. Dă-i, Bărnuțiule. Dă-i, Bărnuțiule, am zis! Ăsta e Bărnuțiu adevărat, mă. The real Bărnuțiu. Legendă la clubul ăsta. Iar am și adus cu încredere. What? Ce am făcut, domnul? Doamnă, de fapt, stai. Și e golul circ de pe TikTok. În cazul în care nu l-ați văzut, intrați să vezi. Bun. Hai, Davide. Hâț. O dată, mă, ești nebun, nu vine să cred. Ok. Am mai scăpat de un match. Un țepatul de acolo. Bun, foarte bine. Cât e mai am? O, suntem la jumătatea drumului, respect. Hai, mă, nene, mă. Încă două să câștigi și sunt total mulțumit. Vă nu stai, trei. Încă trei. Dacă scot 7 win-uri azi, e cas. Mă pot retrage în liniște. Iauzi, Mertens GOAT. Esie, ma. Ce pachete ați deschis, băieți? Bărnuțiulei! Puteai să fii vedetă, Bărnuțiulei. Putea să intervină Kimpembe automat. Omnie fere, bă, băiatule. Dina mea o sărit perfect pasă la Hoclan. Te dore bila. Hai, Bărnuțiu. David, ce să faci, mă, cu lemnăria asta? Un coteț.
Incredibil. Hai mă cu pasta vieții, mă, unde o dai mă? Amărâtule. Oferi la mine, ce să zic. Dar poate să le merg cam cu ori. Hai, bărnuțiu. Mă! Sper că l-o cartona pe veric. Belly Rănei! Era să fii vedetă, Belly Rănei! David! Ultimul pișe! Hai. Nu, nu o să mai vrea pe G-Clash. O să mă joc strict. Când o să apară vreodată, strict jocuri care merg pe YouTube atât. Nu o să mai bat capul cu nimic altceva. Dacă merge pe YouTube, mă joc, dacă nu, salpa. Cu ce o să încerc când apare pe PlayStation? Am văzut că e anunțat. Stumble Guys! Dă un spanac. Mă le așa din spate pe nea, bărnuți. Ăla el o sărit acolo cumva. Ce să vă vrați? Ce să fac? Clash-ul prinde, da, toată lumea se joacă Clash. E plin YouTube-ul de Clash-uri. Dă-i veric odată. Ăla-i. Acum dă, dacă îmi dă roșu, ies direct. Îmi bag capul. Nu înțeles. Mulți meci. 4 cu 2. Nu știu dacă a fost acolo de ultim apărător, dar în fine. Măcar am scăpat mai rapid. Deci cât se poate rapid prin meciuri și diamar. Hai mă, Gigele, mă, ce se încarcă? Peste cât stă. Într-un loading screen e 2 lei. Hai gumetre. Hai viața aceeași. Așteptăm să termină weekend league-ul cât mai rapid. Să vedem o dată ce începem să avem mai multe clipuri. Și cu contul secundar, cred că abandonăm live-urile. Și băgăm clipuri în weekend și salut. Când ne pierdem vremea, gravonez rău de tort. Măcar așa pot să-mi împart meciurile, să le joc. Câteva dimineața, câteva seara.
Hai odată Biulca. Domne, gameplay totiche. Gameplay de FIFA, frate. Porta gol, David, o dă pe lângă. Good quality gameplay, fratele meleu. Ăla-i șut. Ok, bun, a rămas la el, perfect. Super. Hai odată. Ce faul cu metrici nebun că n-am făcut absolut nimic, nu l-am atins. Orice faci, băi, faul pentru adversar, dă-l bă, dracu. Mamă, putregaiul ăsta în atac. Hai, Davide, fă ceva cu metri. Aproape. Numărul Carvajal pe Felix. Nu știu ce să zic, e gata și Carvajalul. Știu că am trecut vremea. Ui că-i dă cartonaș pentru așa ceva, dă-mi-e ferești. Mortăciune de joc. Uite, mi-e dă pas. Ăsta e ultimul meci. Mai joc ce mai joc offline și salut.
Nu poți ieși, mă, din jumătate, mă, doamne, bate-l joc de pressing spurcat. Poftim. Asta nu-i fault. Doamne, bă, deci David ăsta e ultra căcat, bă, frate. Pase nu dă, șuturi nu dă, alerga nu. Măcar dă skip, lepră ordinară. Conduce cu golul ăla, e portar. Dai tackle în casă să sară înapoi. Mă, știi și tu că nu poți să iau mingea. Ce gunoi. Hai, bă, dă mingea aia, mă, ce morții, mă, ti faci? Uite, și tu n-am unde să pasez. Normal. Fines studio autist, că avem Fines Plus în jocul ăsta cu magii, cu toți băieții, de la 45 de metri, din 2 metri nu poți da gol, dar de la 45 merge perfect, e casă. David ultimul mort. Hai că măcar ne-a auzit. Ai de capul meu. Într-un kick-off în altul. Băi, erau efectiv 10 jucători de-a mea acolo și-o dat la adversar. Ăla-i toti. O-ți bate tu cap.
Măcar cu portagală, Davidu. A, trece în bandă. Jumară. Kubo, iese și Beliran să nu ne umfle cu roșu. Mai am încă unul, cred că mai am unul. Bun. Nu cred că o să-l întorc, dar vom vedea. Sau Dividache. Da, mă, jumară, mă! E ce naiba mă joc eu cu gunoiul ăla de... Bine, faptul a două goluri și David. Poate sunt un pic rău cu el, da. Hai. Ca să înțelegeți cum e jocul ăsta. Dacă nu mutam portarul, iar era Kiko. Ca gunoi ar fines. Vai ce le bagă jumară. Bă, Rudy, bă. Controla nu nimic, e trezești cu fundașul mijlocaș și trec cu el la pătine. Noroc, nu zic nu, dar nu efectiv nu m-a lăsat să selectez fundașul central. Deci eu mă duceam pe lângă el cu doi jucători, dar nu puteam să selectez niciuna. Mamă, să-mi bag tache Fukushima în tine. Doamne fere, bă, ce greu a fost și meciul ăsta, ești nebun. Cu ruptul ăsta. Țaoliu. Salut, Ionel. Mamă, cât e greu a fost meciul, uite, îl câștig în ultima secundă, ești nebun. Văliu. Să-mi bag tenis. Cum bă în halul ăsta bă nene bă și uitați-vă cu ce gol m-a condus ăsta până minutul, nu mai știu cât. Gi la 92. Aici erau alea. Ia vezi că mi-arată și save-urile. Deci fiți antena gol. În ideea în care îi dau la Biulca să o trimită pe lună. Uitați-vă pe Biulca. Ați vânt overic. S-a dus în față, uitați-vă cum pică exact ca un lem prost. Uite-l. Doamne, bă. Cum să stai, mă, atâta, bă, până să dai, mă, șut în... Uite-l. Ca un lem, mă, s-o dus, mă. Uite-te cum pică ca prostul, bă.
Aoleu. Ca ultimul prost să ducem și să bagă în ăla. Cum să te duci în halul ăsta, mă nene? Aici o dau acolo la, nu știu cine, chiar că fer la Mandy. Uitați-l cum merge în față ca prost. Dă-o cu metri odată, bam, s-a dus. Capul dețime în direct. A țipit. L-a las unul pe Biulca. Uite-l ce bine dorme. Îți, Johnule. Măcar totuși o dată în minge. Vă zicem că o prins mingea. Deși nu știu exact cum funcționează regulile. Când dăm minge și după aia și picioarele. Ia-l pe Biulca. Cu capul înainte. Ca ultimul prost, bă. Am mușcat din iarbă. Hai. Bine că a fost norocul ăsta la final și am câștigat meciul. Oricum se mișcă dezastru intergalactic. O să mai joc mai spre seară și poate mâine să văd. Mai am încă 3 castane. Dacă mai câștig 2 din alea 3, legendar, dacă nu, salpa. Ultra mega groznic. Aici nu cred că mai am oricum ce să fac. Ia vezi mă că îl fac pe ăsta default. Deci nu să am ce să fac cu el. 8-6. N-am și portughez. Mai avea un portughez să-l bag la vrăjoală pe acolo. Nem, tu domn. Ia să vedem ce statistică are bărnuți un 7 meciuri. Eu nu mai bag. Numai o să mă enerve și îmi pierd vremea de jaba. Numai 2 goluri și un assist. Supăr că a avut impact mult mai mare. În fine, bine. Cam asta a fost. O să băgăm și reclama de final, deși am uitat să o bag la mijlocul live-ului. Poate ne auzim și mâine, deși șanse minime spre 0. Da, vedem. Morți în gaz și avioane. Dacă vreți FIFA Coins, da, mai important, dacă vreți jocuri ieftine, weekendul ăsta o să fie valabil codul de aici. După undeva, nu știu exact, pe acolo, prin partea cu chat-ul. G2A15Code96, dacă vreți să vă cumpărați, vă oferă 15% reducere parcă. Cam aia a fost. Mersi fain de vizionare, ne auzim poate mâine. De fapt, ne auzim 100% cu episod sau cu live. Deci cel mai probabil cu episod. Cred. Nu știu. Vedem. Baftă în continuare. Salutare, salutare. Chestie în clar. N-ai cum să joci cu carduri din astea putregai. Bun, unde reclama domnilor? În stânga jos cu FIFA Coins. Asta este. Avem bani de rezoluții din astea. Mai bine, domnilor, salutare și nu vă jucați gunoiul ăsta de FIFA de 2 lei. Numai dacă îl cumpărați de pe G2, atunci da, are sens. FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Yeah.